nostru Adrian, pe care toți l-am cunoscut aici, sau unii mai mititei nu l-am cunoscut, deci sunt fiii și fiicele duhovnicești și nepoții și nepoatele duhovnicești ale părintele Adrian. Cred că nu se cuvine, având în vedere că suntem într-un cadru mai restrâns, să fim foarte scorțoși și formaliști, astfel că o să dau cuvântul președintului fondator al așezământului. Alexandru Dumitrescu, te rog. Deci nici în fața ca să ne vadă. Mulțumim. Mulțumim în primul rând celor care s-au ostenit, că nu e puțin lucru, că și-au rupt din, nu din prea plinul, ci din ale lor. Jertfa e din ale lor și nu din ce rămâne restul pe care poți să-l dai. Pentru noi e o datorie, e mai mult decât o datorie de onoare să ne întâlnim astăzi aici, deși ce a fost cu adevărat important a fost sâmbătă la Lainici. Și când zici datorie de onoare, e și un pic sec. Pe de o parte, ai datorie de onoare față de profesorii tăi înaintași și tăi în domeniul în care activezi. Cu părintele Adrian, pentru ce a însemnat dumnealui pentru fiecare dintre noi în viața fiecăruia, e cu mult mai mult decât... Da? Până la urmă, ne-a dat formă și sens. Și lucrul acesta, da, mai mult decât mama, poate și decât tata, deși e greu să faci ierarhii și nici nu sunt de dorit, dar așa cum cinstim și părinții după trup, mai ales pe cei după duh. Acum, zilele acestea, mai mult, aplecându-ne mai mult, căutând material și încercând să ordonăm cumva și programul și... Cam ce încercăm să facem și ce încercăm să vă arătăm, ne-am aplicat asupra istoriei vieții părintelui și mai mult ca oricând sare în ochi continuitatea suferinței în viața dânsului. Un proverb evresc spune, ferească Dumnezeu să trăiești vremuri interesante. Chinezesc. Eu știu de zona aia. Și toată viața dumnealui, ce ar trebui să spun? Că probabil majoritatea dintre noi cunoaștem, da? A trăit vremuri nu interesante, ci crâncene. Cu primul război mondial, cu degringolada care a fost în Bucovina, în care s-a născut, deja în perioada aceea intraseră trupele ruse și cele din adâncul Asiei veniseră și din cauza acelora s-a retras familia dumnealui din delenii cernăuților. M-am apucat să caut, de fapt, ce e cu acești deleni. Nu există nicăieri, nicio actualmente. O fi fost un sat răzășesc, undeva la 20 de kilometri vest. L-am găsit, se cheamă Oșeclip, pe ucrainiană. Chiar aceasta este biserica din Oșeclip, biserica de lemn. A fost construită imediat după anexarea Bucovinei la Imperiul Habsburgic, atunci, la 1775. Era un sat pur românesc, moldovenesc, da? Era moșie boierească. Deja era ce interesant și astea sunt avatarurile istoriei. Actualmente, la 2000 și ceva de locuitori, încă din 1930 nu mai erau decât vreo 3 moldoveni. Culmea, și astea sunt de studiat până la urmă, sub stăpânire habsburgică, satul s-a rusificat și, de fapt, ca întreaga sau mare parte din Bucovina. Și aici, acum eu nu am reușit să-mi dau seama dacă părintele Adrian, preot acolo, era născut în Oșeclip. Am găsit monitor oficial din 1943 care schimba numele în stăpânire, era încă stăpânire românească, din Oșeclip în Deleni. Probabil Deleni o fi fost numele istoric. Și aceasta e biserica în care tatăl părintele Adrian probabil a slujit și probabil părintele Adrian a fost botezat. Dar nu neapărat amănuntul ăsta era important și începusem să zic faptul că
viața dânsului a fost o răstignire continuă, da? Cu voie și fără de voie. Și a trecut și prin primul război mondial și prin vremurile tulburi ale perioadei interbelice și frontul, întreaga perioadă cu al doilea război mondial. Toată viața scălțată în suferință, nu mai vorbim ce a fost după pușcăria cei 13 ani și după aceea continua peregrinare după eliberare între diverse mănăstiri pus ca ascultare să facă ordine, să slujească, să închege comunități, să repare, să construiască biserici pe unde a trecut. Și pe unde a trecut, a lăsat mângâiere, a lăsat dor și regret după plecarea dumnealui. Și nu au fost puține locurile. La un moment dat am găsit, este o fotografie din anii 70 de la Piatra Fântânele. Am găsit câteva referințe. În 1973, cam că mânăștea nu, dumnealui era numit preot. Părintele Adrian era numit preot acolo, la Piatra Fântânele. Și nu mai spunem pe unde a fost. Dar firul comun, firul roșu al întregii veci e o viață de răstignire, o viață de suferință, o viață în umilințe multe. Nu mai vorbim de cele fizice și de la semenii noștri până la urmă. Și deși miri, de fapt, că noi până la urmă nu trăim acele vremuri interesante. Cum reușeau oamenii nu doar să-și păstreze mintea întreagă, Și să reușești să fii om și mai mult decât atât să fii om, să ajungi părinte duhovnicesc, cum altfel decât dacă nu te întărea Dumnezeu și nu într-o viață de rugăciune. Pentru că, categoric, cel mai ușor era să-ți asimilezi Duhul Lumii, să desertezi. Și era, știm cu toții cei care suntem mai mari, ce tehnici care suntem mai mari. La Revoluție aveam... Era în clasa a 10-a, dar deja simțeam niște lucruri. Dar cei mai mari decât noi, ce tehnici și tactici de supraviețuire să nu dai cezarului cei al lui Dumnezeu și să nu faci niște compromisuri care să nu te lase să dormi iarna. Asta e noaptea în patul tău. Dar asta gândindu-te la nivelul de bază. Dar dacă aveai o poziție activă sau cum era părintele întotdeauna cu... Păcat că nu este părintele Macarie să ne spună, au sens de znoavă, dar și niște cuvinte scrise simple pe o hârtie puteau să-ți aducă o condamnare pentru că erau interpretate în anumite chei și tot timpul trebuia să fii nu doar atent în raport cu autoritățile și părintele își vedea până la urmă de biserică, nu e așa, și de misiunea lui preoțească. Și numai și prin acest simplu fapt erai de fapt pe traiectorie de coliziune cu autoritățile. Noi acum chiar nu avem de ce ne plânge până la urmă. N-am fost încercați cu nimic de 30 de ani. Totul este favorabil spre a crește în Hristos. Bine, sigur că orice perioadă, dar nu ne este favorabilă, dar în același timp nu putem să vedem din ce au luat și au fost făcuți acești oameni și ce tărie, ce bărbăție au avut. Nu mai e nimic de spus. Da? Deci cam asta am avut să spun. De fapt nimic am avut să spun. Toate le știm cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc. Să-i dau cuvântul unui bun prieten, scriitor, teolog, un om deosebit din toate punctele de vedere, care a reușit să ia un interviu părintelui Adrian. Și părintele Adrian, cum știți cu toții, nu dădea interviu, da? Dacă vă amintiți, era o pagină pe internet, da? Unde spunea așa, părintele Sofian avea tone de predici acolo, tone de cuvântări, părintele Arsenie Papacioc, la fel. Apărea și părintele Adrian într-o fotografie, refuză să dea interviurile. Marian, și nu doar atât, întreba, cineva a vrut să-i facă un site cu cuvinte de folos, da, cu registrări, da. Și a zis, cât sunt în viață, nu. Da. După ce muri, faceți ce vreți cu cadavrul meu. Textual. Am găsit, a fost de la Dumnezeu deschiderea dânsului spre a oferi cu generozitate aceste interviuri lungi domnului Andrei de Blau, domnului scriitor Andrei de Blau, pentru că, așa cum am zis, nu dădea. Astfel că îi dau cuvântul domnului Andrei de Blau și îi mulțumesc foarte mult pentru că am.
Spune asta, nu mai e nimic de spus. Eu cred că mai sunt foarte multe de spus. Vremurile nu mai sunt atât de dure, persecuția nu mai este atât de dură, nu mai este folosită metoda violentă, nu mai sunt folosite aceste moduri represive, nu? Aceste moduri represive și sângeroase sau brutale, dar nu înseamnă că nu sunt totuși metode represive, mult mai subtile, mai subversive și rezistența e de altă natură. Părintele Adrian povestea cum a fost închis într-o carceră de lemn, în mijlocul curții, iarna, stropit cu apă și lăsat să stea toată noaptea în această carceră în care nu se putea mișca. Era atât de strâmtă. Evident, hainele ude au înghețat pe dânsul, pe sfinția sa. Îngăduitem să mă refer la sfinția sa, pentru că, așa cum în alte țări au fost canonizați cu sutele, cei care au suferit în închisorile comuniste. Cred că și martirii noștri din închisori, dacă biserica va avea această dragoste și această deschidere, ar putea fi canonizați. Valeriu Gafencu, eu cred că Părintele Adrian și mulți alții care ar merita canonizați. Sfinția sa povestea cum a rezistat la bătăi, a fost bătut frunt. Astăzi și spunea, trebuie să reziști pentru că altfel îl faci pe râs pe Hristos. Azi nu ni se mai cere să rezistăm în acest fel, nu mai e vorba de bătaie, dar este o presiune mai subtilă, subversivă și metodele sunt atât de eficace încât, din păcate, sunt foarte mulți care sunt înșelați, mai ales tineri, copii, și sunt înșelați și nici măcar nu-și dau seama ce ar trebui făcut, nu descoperă credința cea adevărată. Deci sunt alte vremuri, dar nu înseamnă că nu există o represiune, nu înseamnă că nu suntem deloc încercați. Sunt încercați, mai ales cei din generațiile acestea, și încercați foarte greu și, din păcate, cu mare succes. În 2007, spunea domnul Marian că am luat acest interviu, Dumnezeu a rânduit, am fost acolo câțiva, era o maică de la Mănăstirea Suzana, cărea părintele i-a spus că va fi stareță. Era simplă maică tânără și acum e stareță la Mănăstirea Suzana, cu un prieten operator care a filmat și părintele a fost într-adevăr neobișnuit, neașteptat de dornic și a dat acest interviu 3 zile, am filmat 3 zile cu sfinția sa. Am stat câteva ore în fiecare zi, câte 3-4 ore în fiecare zi. Deci s-au adunat peste 10-12 ore de filmare. Eu am încercat să pun întrebări în așa fel încât prima parte a interviului a fost biografia părintelui, a povestit despre viața Sfinției sale și partea a doua, cuvinte de învățătură duhovnicească. Filmarea este pe acest hard disk, sunt 11 ore de filmare sau 12 și după aceea filmarea a rămas neutilizată până în 2011, când Danion Vasile, prietenul și fratele nostru care este aici, a avut această idee de a publica de a transcrie acel interviu împreună cu Ciprian Vălcilă. Eu eram la Mănăstirea Ponor în acel moment, am stat o perioadă ca frate acolo și m-a sunat, aveam semnal foarte rar, eram undeva pe un munte deasupra acolo, a fost de acord, bineînțeles, și meritul este al lui Damian și al lui Ciprian, că au transcris acel interviu și a apărut această carte, Viața mea, mărturia mea, unde părintele își povestește viața în prima jumătate și dă niște sfaturi duhovnicești. Cu mici, să zicem, omisiuni, pe care am considerat noi de comun acord că putem să le facem. Câteva mici pasaje au fost omise, totul însă este filmat și în acel interviu filmat, pe acele. Și
și rămâne să folosim acest filmare, ea se poate decupa în secvențe poate relevante, trebuie cineva în studio în sfârșit să facă această operațiune și să decupeze anumite secvențe pe care să le putem eventual urca pe internet sau cum veți considera. Eu pun la dispoziție filmarea și m-am bucurat foarte mult că Damian și Ciprian au publicat această carte, prima care a apărut de fapt, și a doua carte, asta a fost cartea Părintelui și a doua carte a fost o carte despre Părintele Adrian, pe care am îngrijit-o, am îngrijit acest volum, a apărut în 2012 la Lumea Credinței, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la nașterea Părintelui. Se cheamă Părintele Adrian Cărgețeanu și Crucea Rugului Aprins și sunt, articole sunt mărturii despre Părintele Adrian, scrise de istorici, de fiduhovnicești, am și un articol aici, sunt mai multe articole, și a fost primul volum despre Părintele Adrian care a apărut acum 9 ani. Între timp au apărut 3 cărți, cred, despre Părintele Adrian. Ultima a apărut anul acesta și este citat chiar pe copertă Părintele care spunea: toate cazematele sunt cucerite. Nu mai rămâne o singură posibilitate, nu mai rămâne să luptăm în biserică. Este mai adevărat decât oricând acest cuvânt al Părintelui, toate cazematele, în sensul că sunt atacuri împotriva ultimelor redute ale civilizației, societății creștine, respectiv asupra familiei, atacuri intense împotriva familiei și vor veni din ce în ce mai puternice aceste atacuri și dacă nu vedem acest lucru, greșim. Împotriva credinței, împotriva bisericii, împotriva națiunii, împotriva iubirii de țară, tot ce înseamnă patriotism, să nu uităm că Părintele Adrian a fost, pe lângă un om al credinței și un mare învățător și un duhovnic extraordinar, cu viață sfântă, un mare patriot. Iubirea de neam a fost cealaltă componentă a personalității sale și care l-a motivat toată viața. A fost închis pentru apartenența la o mișcare în care a intrat în egală măsură din credința în Dumnezeu și din iubire de neam și la Rugul Aprins, de asemenea, a fost o mișcare animată de dorința de a rezista împotriva unui materialism ateu, comunist, și aceste două, practic, aceste două mișcări au marcat viața. Deci, Părintele a fost un mare patriot, un om care și-a iubit neamul extraordinar de mult și în același timp l-a iubit pe Dumnezeu. Sunt cele două mari coordonate și aș adăuga exemplaritatea Părintelui pentru că a fost un om de caracter. Noi azi nu mai vorbim de caracter, nu mai vorbim de fibră morală, de onoare, de cuvânt. Părintele a fost un om de o forță morală excepțională. Așa cum era și era un om de oțel. Avea o voință și o forță de caracter absolut incredibilă și de diamant. Deci Părintele nu a conceput niciodată să facă un compromis. Nici în închisoare, sub cele mai grele torturi. Nici după aceea, nici chiar în momente în care avea dreapta credință și s-a luptat pentru dreapta credință și a afirmat-o cu putere, motiv pentru care a și plecat de la mănăstirea în timp, însă nu a avut niciun moment, nu a făcut compromis. Deci de o intransigență morală și o fermitate a credinței excepțională. Și pentru asta Părintele este un model. Și din păcate noi, ca români, avem acest dar de a nu ne recunoaște modelele. Deci nu vedem, nu vorbesc ce de față, vorbesc în general ca societate, nu ne vedem modelele, nu le recunoaștem ca modele, exemplare, și în schimb suntem bombardați cu
mii de pseudomodele, de antimodele. La televizor, cine se mai uită la televizor, zilnic vede sumedenie de antimodele. Tot felul de vedete, tot felul de personaje mediocre, intelectual și moral și spiritual, care sunt mereu promovate ca modele și ei sunt de fapt niște antimodele, tot felul de interlopi, tot felul de pipițe, tot felul de personaje pe care bietul tânăr le ia drept modele pentru că asta vede. Și dacă se uită și pe telefon, pe internet, tot asta vede. În timp ce adevăratele modele, cum este eminamente Părintele Adrian, un model formidabil, o exemplaritate absolută. Bine, absolut e un termen care se aplică doar lui Dumnezeu, dar de o exemplaritate incontestabilă. Asemenea, modele exemplare sunt ignorate, sunt ascunse, nu sunt deloc promovate în mass media, nici în cultura, nici în spațiul public. Și cei mai mulți nu le cunosc. De aceea, cred că datoria pe care o avem, cei care l-am cunoscut pe Părintele, asociația întemeiată de Părintele, au această responsabilitate de a-l face cunoscut în societatea românească și nu numai, pentru că merită să fie cunoscut și nu pentru că are Părintele nevoie de slavă de șartă. N-a avut niciodată și nu are Părintele nevoie de a fi promovat sau... Noi avem nevoie. Societatea românească are nevoie de aceste modele și Părintele poate sluji de pe un model extraordinar. Și de aceea trebuie să-l promovăm, nu pentru că are nevoie, nu din slavă sau din dorință de celebritate, Doamne ferește, nu și-a dorit niciodată așa ceva, dimpotrivă, a fugit de ea, era să fie la un moment dat să fie făcut protosinghe, s-a ascuns în păpușoi, povestește chiar Părintele. Nu și-a dorit lucrul ăsta. Dar nevoia de modele este a societății, pentru că în absența modelelor domnește confuzie. Și aceste false modele creează niște false ierarhii axiologice, niște false ierarhii valorice. Și în momentul în care proliferează antivalorile și non-valorile, societatea este derută în confuzie și o ia razna. Ceea ce se și întâmplă și vedem de jur împrejur acest lucru de ani de zile. De ce? Pentru că lipsesc nu modelele, modele există. Există și modele în viață, dar nu le vede nimeni. Nu le recunoaștem ca modele. În spațiul public ele nu apar, nu sunt nicăieri promovate. Și cine suferă este societatea și mai ales tinerii. Și de aceea asociația cred că are această responsabilitate să facă acțiuni cu tinerii, să-i cheme aici, să facă diverse activități și diverse moduri să facem cunoscut pe Părintele, personalitatea sa, opera sa. Este părerea mea și cred că am avea de câștigat noi ca nație, ca neam, dacă l-am promovat, pentru că, și mai vreau să spun un singur lucru și închei, avem de multe ori noi ortodoxi un fel de scârbă față de intelectuali. Intelectuali. Contează numai rugăciunea. Enorm contează rugăciunea, categoric. Părintele ne poate vorbi despre asta fără îndoială. Părintele Adrian însuși a fost un om de rugăciune și a fost un om care, inclusiv rugul aprins, a fost construit în jurul rugăciunii inimii, în jurul tradiției isihaste aduse de Părintele Culâghin și Daniel Sandu Tudor. Dar e nevoie, Părintele a fost un intelectual. A urmat, a absolvit dreptul, a absolvit teologia, a fost cursant la filozofie și Părintele spune, îl avem de mărturie și spune să nu disprețuim învățătura. Avem nevoie de autoritate intelectuală, teologică și duhovnicească. Părintele avea și autoritate duhovnicească și autoritate intelectuală și era pe cât de înalt duhovnicește și trăitor, pe atât de cult. Și spune, avem nevoie de tineri învățați, avem nevoie de carte, să nu disprețuim cartea. Este un moment și spune, mai spune Părintele, îl citez, spune, Mântuitorul a zis, mergeți și învățați toate neamurile. Mântuitorul era numit învățător.
Dar zice, ca să poți învăța pe alții, trebuie să ai tu învățătură. Și făceau pledoarie pentru această învățătură autentică, teologică, așa cum a făcut și Sfinția sa. Și din acest punct de vedere, ne-ar ajuta generații culte teologice, care să știe de ce cred, în ce cred, cum să învețe pe alții, pentru că de multe ori nu putem propovădui, nu putem face catehizare, pentru că nu știm. Vorbesc generic. Noi românii, noi în general vorbim, de multe ori nu putem, pentru că e nevoie să ai această formare ca să poți învăța pe alții. Și Părintele, din acest motiv, a fost și din acest motiv un model exemplar. Deci, din toate punctele de vedere, ca duhovnic, ca învățător, ca om de caracter, Părintele a fost un model și dorința pe care o exprim este aceea de a, ca noi toți să-l cunoaștem, România să-l recunoască drept model și să facem mai mult pentru a ne cunoaște acest model. Mulțumim! Bun, și acum, conform desfășurătorilor la care le-am primit noi, să trecem la capitolul de nestemate duhovnicești, așa am zis noi. Așa, vorbeam cu Părintele Marian aici înainte de a începe. Am cunoscut cu toții duhovnici mari. Părintele Arsenie Papacio, Părintele Sofian, Părintele Justin și alți părinți pe care îi iubim în continuare. Dar niciunul dintre dânsii n-a fost ca Părintele Adrian să ne amintim cu drag de niște apoftegme scurte, așa, genul patericului. Da? Sunteți de acord cu mine? Îi iubim pe ceilalți, dar nu ne vine în cap. La Părintele Adrian, fiecare dintre noi de aici, da? Nu-ți vin în cap pentru că ți-a umplut capul Părintele Adrian. Da, ți-a umplut capul cu lucruri foarte mici, foarte scurte, percutante, pe care le reținem după atâta zeci de ani, vedeți unii dintre noi, da? Exact genul patericului. Spunea în anii 90, Părintele Gheorghe Calciu Dumitrescu, în răzusul din astăzi, venise și a ținut o conferință, cred că la preoteasă, era chiar la începutul atunci. Și la capitolul de întrebări, la final, cineva l-a întrebat, zice, Părinte, dacă am face o paralelă între vremurile noastre și vremurile noastre, cam care ar fi asemănări și deosebiri? Și Părintele a spus așa, și am reținut până astăzi. Zice, în vremea mea, zice, binele și rău erau atât de clar separate, încât nu se putea înșela nimeni. Zice, până și torționarii noștri din închisori știau care treabă. Zice, nu vorbim de cazuri patologice. Pe când astăzi, zice, era în 90. Binele și răul sunt atât de amestecate și găsești, așa zise, argumente atât pentru una cât și pentru alta. Și gândiți-vă că în anii 90 internetul era pe la început. Astăzi, una, da? Încât înșelarea este maximă. Zice, noi ortodoxii, continua versul, avem un reper, având instituția duhovnicului, duhovnicul, prin insuflarea lui Dumnezeu, ne ajută să discernem binele de rău. În aceste condiții, vă propun aceste nestemate duhovnicești, aceste apoftegme, da? Ale Părintele Adrian, care, practic, au venit și nu o să ne insufle, de fapt, ce? Niște virtuți. Aceste apoftegme, practic, erau niște mici istorioare din care reieșea cât o virtute. Pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Ce considera dânsul că n-avem sau că luăm razna sau, da? Venea aici, sau cum spuneam eu la un moment dat, ca să nu mă insulte, când eram naiv, într-un fel, pe șase naiv în altă, așa, spunea așa, zice, ca să nu spună că sunt razna, zice, acum vorbești ca o mare romancier. Și atunci eu știam că trebuie să recalibrezi un pic. Da? Deci, ce virtute era? Virtutea discernământului, da? Și atunci, vă invit, așa, să începem, sigur, cu invitații cu Părintele Mihail,
arhimandritul Mihail de la mănăstirea Sfântul Antim, care i-a fost și ucenic de suflet, da? Și apoi să continuăm cu Părintele Marian, alt ucenic de suflet, și după care cu fiecare dintre noastre care a trăit și a trecut prin apoftegmele acestea, câte 5 minute, 3 minute, da? Din care se reasă o virtute. Și după ce spuneți apoftegma respectivă, să spuneți și ce virtute, la ce virtute se referă. Pentru că, într-adevăr, se referea la oameni. Da, da. Nu o făcea așa, să ne spună povești înmuritoare, da? Avea o virtute, da? Dar folosea povestea. Folosea povestea, da, ca să înțelegem noi mai bine, da. Exact. Astfel că îi dau cu mare drag cuvântul Părintele Mihail. Cred că de peste 25 de ani n-am mai fost la tablă. O să primi și note. Când eram la prima facultate și când m-am și apropiat de Mănăstirea Antim, cred că împreună cu mulți dintre dumneavoastră, chiar participând la ședința de întemeiere a așezământului Sfântul Apostol Andrei, era într-o după masă, noi așa târziu, și eram în Biserica Mare. Și știu că stăteam acolo, prin Naos, pe lângă Sfintele Moaște. Și am văzut în toate opronii o lucrare a lui Dumnezeu. Părintele Adrian avea mare evlavie la Sfântul Apostol Andrei, apostolul românilor și apostolul, să zic, simpatizat de el în mod deosebit. De ce? Pentru că odată ne-a adus nouă vestea cea bună a Împărăției lui Dumnezeu, a Evangheliei lui Hristos, și a dovedit curaj, dârzenie și și-a încheiat viața martiric, da? Pe cruce, pe crucea în formă de X. Iar acest exemplu al Sfântului Apostol Andrei l-a urmărit Părintele Adrian și eu cred că a simțit de multe ori ajutorul Sfântului Apostol, Marelui Apostol al Mântuitorului. Ce? Primul, cel din tâi chemat dintre apostoli. Dar Sfântul Apostol Andrei a fost și ocrotitorul Sfântului Antim Ivireanul din naștere, pentru că pe Sfântul Antim îl chema Andrei din naștere. Și iată că mai târziu, după ce a venit la noi în țară, Andrei, devenit apoi monahul, Antim era monahul, egumenul de la Mănăstirea Cetățuia de la Iași, apoi de la Sfântul Sava din București, apoi de la Snagov, apoi egumen iarăși la Mitropolie și conducătorul Tiparniței Domnești, apoi episcop la Râmnicu Vâlcea și mitropolit al Țării Românești, Sfântul Antim, a urmat și el, exemplu Sfântul Apostol Andrei. Și-a dat viața pentru Evanghelia lui Hristos și pentru demnitatea și, să zicem, identitatea neamului românesc, identitatea în Hristos. Pentru că, știm bine, fanarioții apelau la fel și fel de tertipuri și mai mult profitau de bogățiile țărilor românești pe care ei le conduceau și le exploatau, decât de a întări credința creștină și identitatea națională în principatele românești, Țara Românească și Moldova. Deci am făcut legătura asta, pentru că Părintele Adrian, în 1952, a fost eliberat din temniță în ziua Sfântului Antim Ivireanu, 27 septembrie. Și a fost, să zicem, prima eliberare a lui dintr-o temniță pământească. Dar în 2011, în ziua Sfântului Antim Ivireanu, Părintele Adrian și-a dat sufletul mâinile Mântuitorului Hristos.
tot în ziua Sfântului Anțim și ocrotirea lui. Iar Părintele Adrian avea mare glavie la Sfântul Anțim și pe semne știți, ați vorbit cu el. Zeci de ani a spovedit, venea dimineața de pe Calea Moșilor, înainte de a porni tramvaiele și metrourile, venea pe jos, de multe ori, și își punea și el sufletul pentru păstorirea credincioșilor, pentru luminarea și întărirea lor în credință. De aceea Părintele Adrian punea accent mare, ca și Sfântul Anțim, ca și Sfântul Apostol Andrei, pe luminarea oamenilor în credință, pentru pe înțelegerea credinței. Și el spune așa: urgența numărul 1 a bisericii este cateheza, pentru că așa le-a zis Mântuitorul ucenicilor săi, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci, înțelegerea credinței. Înțelegerea credinței, adică asimilarea ei ca un efort care ne angajează integral. Nu este o cunoaștere doar ideologică. E un mod de viață care ne transformă, ne transfigurează, ne umanizează în modul deplin, dar și ne îndumnezeiește, pentru că ne elimină părțile nocive din viață, patimile. Și era importantă înțelegerea credinței pentru Părintele Adrian, dar și pentru noi toți creștinii, și este importantă, pentru că așa ne unim cu Dumnezeu, Cel ce este rațiunea supremă. Căci știm că la început a fost Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul, și toate s-au făcut prin El. Deci toate cele văzute, care sunt până la urmă dovezi ale iubirii milostive și darnice a lui Dumnezeu către noi, ne cheamă să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cel viu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, care nu e doar o rațiune sau un principiu sau o minte supra-inteligentă, ci o persoană vie. Sau mai mult, e o comuniune de persoane, Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfânta Comuniune, Sfânta Treime. Și Părintele Adrian punea mare accent pe această înțelegere a credinței, de aceea se lupta prin predicile lui, prin sfaturile de la spovedanie, ca oamenii să elimine toate forme eronate, să zicem, de evlavie sau de înțelegere a credinței, și anume înțelegerea de tip magic, da? Superstițiile sau acele melanjuri gnostice de tip New Age, unde orientalismele erau amestecate cu gnoza de la Princeton și ieșea așa o bulibășeală generală. Și mi-am adus aminte că dacă un om se ducea, și am avut colegi care mai cochetau așa cu yoga, se duceau la Părintele Sofian și spunea: Părinte, dar eu am mai citit de, nu știu ce, iluminați. Părintele Sofian, cum stătea pe scaun și zicea: frate, cu tare, aceste învățături nu sunt de la Sfinții Părinți. Cu blândețea lui încerca să îi arate că dacă nu sunt confirmate de învățătura Sfinților Părinți, care l-au văzut pe Dumnezeu, l-au cunoscut, nici el n-are de ce să mai stea să le studieze, să le aprofundeze. Deci nu duc către Dumnezeu, sunt înșelări diavolești. Mai blând așa, dacă se ducea același la Părintele Adrian, mi-aduc aminte că Părintele Adrian zicea: dacă nu te oprești acum,
te vei îndrăci și mai rău. Țineți minte, așa era, categoric. Pentru că el nu accepta aceste amestecuri, da? Între ortodoxie și alte credințe, eu știu, oricât de autentice ar fi fost, de până Orient sau de în Occident. Apoi, de la Părintele Adrian, ne-a mai rămas echilibru, cumpătarea și cu postul și cu blândețe, asprime, da? Ați văzut că uneori Părintele Adrian îl prindeai, eu știu, în atitudine foarte primitoare, iubitoare, blândă, alte ori tăia în carne vie. Deci, le știa să le folosească, da? În mod echilibrat, în mod cumpătat și, cum am zis, blândețea, dar și asprimea. Unora le părea că erau prea dure canoanele. Dar, de fapt, Părintele Adrian, când arăta canonul, arăta gravitatea copacului. Și că trebuie să te lepezi de el și de toate ale lui. De toate, să zicem, programele care rulează în minte, în suflet, acolo, la adăpostul cocoloșelii patimilor. Și când îți arăta că 7 ani de zile, zice Sfântul Vasile cel Mare, să nu te împărtășești, dintr-o dată te tremura, te-a apucat tremuratul și ziceai, măi frate, stai așa că trebuie să renunți rapid la patimile astea, la obiceiurile astea greșite, da? Și mai ales la gândurile legate de patimile respective. Dar nu uita Părintele Adrian că atunci când vedea că cineva prea, eu știu, accepta acest verdict dur, zicea, ații, se pare lung canonul ăsta, fă o cerere la Sfântul Sinod și zi acolo, să anuleze canonul Sfântului Vasile cel Mare. Mai țineți minte că așa făcea? Da? Deci avem cumpătare. Nu zicem că Părintele Adrian nu insista pe virtutea postului. Pentru că el însuși postea foarte mult, foarte aspru. Nu ne spune nici nouă. Noi mergeam la chilie, duceam mâncarea, o găseam a doua zi tot acolo. Ne și miram, părinte, dar cu ce rezistați? Se lasă asta. Da. La un moment dat i-am dus într-un sufertaș din ăla etajat, în mâncare de la trapeză și zice, astăzi nu avem dezlegare la pâine? Că uitasem să-i ducem pâine. Da. Alte întâmplări și alte învățături pe care noi le-am primit de la Părintele Adrian au fost cele de la chilie. Și Părintele Marian și voi, de multe ori, ați ajuns la chilie, la Sfinția sa. Și poate l-ați prins când stătea întins pe pat, noi puneam picături în ochi. Știți că având cataractă, avea nevoie de acel tratament, da? Și în timp ce, eu știu, stătea întins acolo pe pat, noi îi citeam, ne punea să citim din dogmatică, de la Sfântul Ioan Damaschin, de la Sfântul Maxim Mărturisitorul, din Filocalie, aveam noi întrebări, le luam și mergeam acolo și îl întrebam, Părinte Adrian, dar uitați așa, sau avem un caz la spovedanie. Și el, în timp ce stătea așa întins, stătea, se aduna așa și spunea, zice, da, ce zice Părintele Stăniloae despre problema? S-ați găsit? Ne duceam, ne-am cu dogmatica, căutam și uitați așa și așa, așa, țineți așa, da? Sau, au fost, țin minte,
un simpozion internațional, dacă mai țineți minte, prin 98, nu mai știu, Pacea e numele lui Dumnezeu. Un simpozion ecumenist, pan-religios, organizat de comunitatea de la San Egidio. Da. Și... Unde a fost Bartolomeu? Unde a fost patriarhul cu Constantinopol? Da, dar el ne spune așa, vedeți? Zice, de ce e numele lui Dumnezeu Pacea? E corect așa? Pacea e numele lui Dumnezeu? Adică pacea e, până la urmă, e un dar de la Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu însuși. Sfânta Treime, nu putem confunda pe Dumnezeu, Sfânta Treime, cu o stare sau cu un ideal care există și în alte religii. Dar unde nu este Dumnezeu cel viu, lucrător și izvorul înțelegerii și al înțelepciunii, nu? Al harului, acolo. Și, pentru asta, Părintele Adrian ne îndemna la trezvie. Da? Trezvie sau priveghere. Și de multe ori la predicile pe care le rostea în timpul săptămânii, miercurea, vinerea, seara, știți, el avea vreo 3-4 teme importante. Și anume, îndemnul Mântuitorului, privegheați și vă rugați. Zice, este cuvântul, îndemnul pe care Mântuitorul l-a rostit către apostol cel mai des. Chiar și când le zicea că vor veni furi și tâlhari, privegheați și vă rugați, că nu știți când vine furul ca să dărâme casa și să vă jefuiască. După aia le zicea, la fel, trezvie, că mulți vor încerca să altereze credința. Mira asta cu pacea în numele lui Dumnezeu. Am găsit o cărticică de rugăciuni, fără nicio binecuvântare, tot așa, înainte de 2000 scoasă, i-am arătat-o Părintele Adrian, Radu știe. Și era rugăciunea Tatăl nostru, care se încheie așa. Și ne izbăvește pe noi de ce liniuță I rău. De ce e rău? Nu de cel rău. Adică de diavol. Sau cel viclean. De ce-i rău? Ce liniuță-i rău? Și zic, părinte, dar și asta este o deformare. Și zice, ia uite, dacă și cum ar fi un rău impersonal, noi trebuie să ne rugăm să ne ferească Dumnezeu numai de rău impersonal. Nu de cel personal care e tartorul, începătorul vicleniei și al culei. Da? Deci, iată trezvia de care zicea Părintele Adrian, așa. Apoi, altă temă la predicile Părintele Adrian era unitatea dintre noi. Da? Mi-e milă de păstor, mi-e milă de popor, că nu păstori, zicea. Și păstorii trebuie să fie oameni care adună și păzesc turma, nu care o risipesc. A, și mai zicea ceva Părintele Adrian, ceva foarte tranșant. Zice, dacă acum 2000 de ani, diavolul a plecat o strategie de genul bate voi păstorul și se va risipi turma. Și acum apelează la altă strategie. Corupe voi păstorul și el va risipi turma. Da. Este clar. Și altă temă, cum să zic, a patra temă de la predicile Părintele Adrian era despre familie, despre unitatea și folosul familiei ca și biserică în miniatură. Da? De aceea, țineți minte că aproape pe toți studenții îi îndemna să se căsătorească, să facă familie și să aducă copiii lui Dumnezeu rugându-se scurt. Zice, Doamne, dă-ne prunci mai buni ca noi. Da? Mai țineți minte. Așa ai învățat pe toți. Așa. Și astea erau, să zicem, ce mi-am amintesc și ce am putut să prezint așa pe scurt, dintre virtuțile pe care Părintele Adrian căuta să ni le transmită, să ni le inducă și nouă și să le căutăm, dar și să le dezvoltăm. Și
Și Harul lui Dumnezeu lucrează în noi ca să le dezvoltăm, să creștem în ele și să ni le transmitem unii altor. Mulțumesc! Doamne, mulțumim! Exact la asta mă gândesc și eu, la această virtute pe care l-a scris aici Părintele, când îmi amintesc de Părintele de Trezvie. Asta. Și uitați-vă privirea de acolo, da? Trezvie. Bun, îi dau cuvântul cu dragul Părintele Marian. Mulțumesc frumos! În anii 98 mergeam pe la Mănăstirea Antim. Bunicul meu a fost tâmplar pe la Patriarhie, mergea și pe la Mănăstirea Antim. Și s-a întâlnit cu Părintele Sofian, bunicul din partea tatălui, în închisori. Așa a potrivit Dumnezeu. Bunicul meu din partea tatălui a făcut două războaie, și pe primul, și pe al doilea, și am intrat și puțin și în Republica Comunistă. Acolo, pe la Aiud, Părintele Sofian a spus bunicului meu, Ioane, dacă mai trăi și vrea bunul Dumnezeu, ne vedem la Mănăstirea Antim. Peste ani și ani, Dumnezeu a rânduit să se întâlnească acolo. Bunicul meu tâmplar, dulgher, a îmbrățișat meseria pe care o practicase și dreptul Iosif, dar care i-a predat-o și Mântuitorului. Și cred că a fost o legătură așa, cred că bunicul meu, că spunea părintele meu, mai să știi că cineva în familie s-a rugat. S-a rugat, dar și tu să vii, uite, la Mănăstirea Antim. Și cred în aceste vorbe, pentru că erau fapte mai târziu. Părintele Adrian a prorocit la mulți fii duhovnicești ce li se va întâmpla în viitor. Și mie o să ajung cu haine preoțească, pentru că n-am crezut atunci, da? E, bine, prin anii 98, părintele Mihail cu părintele Macari, cu părintele German aveau o echipă cu părintele Grigorie la Lumânări, din ceară curată. M-a cooptat și pe mine, într-o după amiază, mă duc aminte, nu vrei să vii să-mi dau mână de ajutor. Părintele ținea niște cateheze pe la Palatul Sfântului Sinod acolo, la bibliotecă. E, zic, merg, că eu de vreme, zic, stau și o oră acolo și plec acasă. E bine, acolo, în acest grup restrâns, se discutau foarte multe probleme, mai ales teologice. Foarte frumos, mi-a plăcut zi. O să mai vin. Și a venit și părintea Adrian, venea pe acolo, mai trecea pe la noi. Și ne-a întrebat pe fiecare, tu ce faci, tu ce ai de gând în viață? Părintea Adrian avea acest mare dar să te scaneze. Să... Imediat știa cam câte parale faci. Imediat știu. Nu puteai să înșeri, că n-aveai nicio șansă. Și pe mine m-a întrebat ce meserie am eu. Eu abia terminasem armata, am vrut să dau la IATC, unde am și acum colegi, prieteni, regizori, actori. Zic la IATC. Păi de ce vrei să dai acolo? M-a întrebat imediat, direct. N-avea timp de pierdut să... Păi zic, îmi place regia, teatru, tare. Așa aveam promisiunea Teatrului Național. Zice, uite, să știi că s-a evit un post foarte bun și la Patriarhie. La Împărăție, nu? Zic, n-am știut, nu știam. Zice, da, un post foarte bun aici la Mănăstirea Antim. Zic, în gândul meu, n-aș putea să refuze Patriarhia, ceva ca lumea aici. Zic, da, Părinte. Uite, eu vorbesc cu preasfințitul Teofan, că era acolo la Mănăstirea Antim, te prezint și, de acolo încolo, vezi ce ai de făcut. La două zi dimineață era la Mănăstirea Antim. M-am prezentat, m-am așteptat să vină preasfințitul Teofan, m-a văzut, zice, da, gata, dacă îl recomandați Sfinția voastră, Părinte Adrian, noi toată încrederea am primit pe acest tânăr, alte recomandări nu mai avem nevoie. Eram fericit. Gata, zic, m-am găsit la Patriarhie, îți dai seama, Patriarhia Română, la Împărăție. Gândul mândru, ați înțeles, da? Și zice, avem un post de grădinar. Asta m-a dat pe spate. Adică, ce se face? Deci,
mi-a dat la temelie. La temelia mândriei. Eu deja ce să mă caz la părinți, eu mâine mă întâlnesc cu preasfințitul așa, și o să mă voresc la patriarhie. Vă dați seama? Da. Zic acum, nu mai dau înapoi. Trebuie să merg înainte. Așa a fost părintea de mergea înainte, nu? Tăia ca un vapor valurile și mergea înainte. El știa, o să vă scriu eu acolo, el știa, a văzut, m-a scanat, știa ce am nevoie și acolo a punctat. Avea cheia, cum să zice, pentru oricine. Zic, da, accept. Gata, adu actele astea, m-am angajat acolo. Grădinar la mănăstirea Antim. I-a spus și mamei, când a auzit mama? Păi ce să faci? La patriarhia, cum a merge acolo, nu? Normal. Lasă regia, lasă actoria. Da. Ai încredere în părinte Adrian și merge așa, merge așa. Bineînțeles că au fost multe amintiri foarte frumoase și folositoare și cu părintele Adrian și cu părintele Sofia. Eu dacă eram grădinar, vă dați seama, fiecare zi mă întâlneam cu acești doi avă. Și aveam multe, multe întrebări să le pun la amândoi, dar procedau cam patetic. Părintele Adrian mă trimitea la părintele Sofian. Zice, frate Marian, nu mergi la părintele Stares, că e starețul nostru și trebuie să știe primul problema ta. Mă duceam la părintele Sofian. Cu probleme, dar se rezolva pe drum, știți problemele astea, că mă trimitea. Părintele Sofian, la fel. Nu mergi la duhovnicul tău, la părintele Adrian. Știa așezarea ta sufletească. Extraordinar. Asta le găsești în pateric. Eu nu mi-am dat seama atunci, vă dați? Eram un novice, eram mai nimeni. Dar au fost multe ascultări grele la mănăstirea Antim. Care a grăbunat să fac și multe alte lucruri dintre ascultarea asta. Și m-am dus la și am spus că vedea. Părinte, nu mai... Eram ispitit, pe de altă parte, de colegii mei. Cu regia, cu nu știu ce, cu salariul frumos, la căldurică, la viitor frumos. Zice că, păi, nu spuneau prieteni, au vorbit, ia-te ce, cu cutare, poți să intri așa, mai între prieteni, nu? Eu sunt la patriarhie, eu sunt, dar nu spuneam ce sunt. La patriarhie română, nu am ce sunt. Vă dați seama. Și părintele Adrian zice, i-am spus, e foarte rău, părinte, nu mai pot, uitați, ascultări, ascultări, ascultări. Zice, păi e normal. E foarte bine că este așa. Ăsta-i drumul. Nu, pe domnule, zic, eu am venit să-i spun că să-mi dea dezlegare să plec și nu puteam să plec. Niciun chip. Azi așa, mâine așa, eu tot vreau să plec de la mănăstire. Zic, nu să fac, trebuie să plec cumva, să fac, să... Dar nu puteam să plec fără necuvântare. Asta nu era frică, ați înțeles? Nu aveam voie, nu aveam voie, nu mai aveam ochii cu dânsul. Și părintele Adrian zice, măi, du-i și tu la teologie. Tu la teologie. Dar du-i și la părintele Sofia și Adrian. Adică e starețul nostru. Îl iubea foarte mult, îl aprecia și îl respecta. Nu trecea peste cuvântul părintele Sofia. Niciodată. I-a spus și părintele Sofia. Zice, da. Lagă-te la Sfântul Antim. Și Sfântul Antim o să mijlocească la Dumnezeu pentru tine. Și am amânat acest moment vreo 2 ani de zi. Ispita era mare. Ne-am zis, până când părintele Adrian n-a mai vorbit cu mine. Nu mai m-a primit nici la spovedanie, nu mi-a mai dat nici binecuvântare, pur și simplu. Am zis, gata, până aici am greșit. Mă gândeam la ce spunea părintele Arsenie Papacioc. Dacă te ceri cu Dumnezeu, te împacă duhovnicul cu el. Dar dacă te-ai supărat cu duhovnicul, Dumnezeu nu se bagă. Și ce să fac? Cum să fac? Să rimesc treaba? Trebuie să dau la teologie. Și am dat și am intrat în timpul. Am plâns atunci pentru că mi-am dat seama, omul știa ce ai nevoie. Și tu credeai că ai alte planuri. Planuri, cum avem fiecare. Și mi-a spus părintele Adrian, toți oamenii au planuri. Toți își fac planuri. Toți! Dar nu ne gândim că și Dumnezeu are un plan din veșnicie cu fiecare dintre noi. Un plan din veșnicie, m-a cutremurat treaba asta. Are un plan din veșnicie cu fiecare dintre noi. Asta înseamnă să te încrezi în duhovnicul tău, pentru că El știe să roagă pentru tine, mijlocește la Dumnezeu
și te rezolvă. Cumva nu te lasă Dumnezeu. Nu te lasă. Și mă întreabă părintea Miria, zice, avea mare evlavie la Maica Domnului. Spune-mi tu, frate Maria, de ce Dumnezeu s-a interesat de Fecioara Marie? De ce n-a ales altă fecioară din toată lumea asta? Zice, răspunsul este în Evanghelia de la Buna Vestie. Că a căutat Dumnezeu la smerenia roabei sale. N-a căutat la facultăți, la conturile din bancă, la frumusețe, la alte lucruri. La smerenia căutat. Pentru că smerenia de copilul de pe tată. Așa m-a smerit Părintele Adrian să fiu grădină. Nu? Și a zis, o scară să urcă de jos la sus. Și a trecut prin toate ascultările la Mănăstirea Antim, de la grădina până în Sfântul Altar. Deci smerenia le cuprinde pe toate. Dacă nu ai smerenie, nu ai ce înțelegerea credinței. Nu ai cum dacă tu nu accepti, nu? Dacă nu ai smerenie, cum să fii cumpătat? De unde? Dacă nu ai smerenie, de unde trezvie? Deci, această virtute, Părintele Adrian, a vrut să o învăț și eu, de jos. De jos. Nu să se uite cineva, de jos. Iau de jos că e mai bine. Așa a făcut și Părintele Adrian. Că unde a trecut, a trebuit să o ia de jos. Totdeauna, unde a fost un nou început. Părintele Adrian nu s-a lăsat, știa că ăla-i drum. A smerenit. De jos, de jos, de jos. Deci, smerenia ar fi... haina cu care Dumnezeu se înveșmântează. Smerenie. Deci fără acest lucru, n-avem cum să le înțelegem și să le trăim pe celălalt. Cam, sunt multe de spus, dar mă opresc aici, le las și celorlalți, dar în caz să îl descopere pe Părintele Adrian. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim, Părinte. Și acum, hai să începem cu tot cu scriitorii. Da? Frate Daniel, ai o perlă, o lestemată din experiența ta? Îmi poate ceva la urmă. La urmă, bine. Așa, cine vrea să spun? Ștefan? Hai, te rog. Un fizician de tale internațională ne spune. Îmi plăcea ca pe Părintele Adrian să-l provoc. Și... zic, Părinte, știți, eu n-am să mă spovedesc cu toate păcatele la 7 ani, pentru că le-am spovedit data trecută. O să spovedesc cu ce are și de aici. Părinte, dacă faci asta, pleci de la mine imediat. Și eu zic, de ce, Părinte? Pentru că spune foarte clar în sal, mărturisii, voi punurea toate păcatele mele. Zic, nu e adevărat, Părinte, nu scrie așa ceva niciun sal. Și atunci Părinte se uită la mine și că el, ce spune Psalmul 50? Păcatul meu înaintea mea este purure. La ce se referă păcatul meu? La un păcat ăla care l-ai făcut tu ieri sau alaltă după spovedere? Nu, s-a referit la tot păcatul. Și atunci mi-a zis, bă. După care am început să-l provoc ea. Zic, dacă tot ne spuneți să fim pregătiți, să fim, spune clar Sfântul Apostol Pavel, cunoștința îngânfă, iubirea zidește. Deci, prin urmare, asta înseamnă că toți oamenii intelectuali sunt îngânfați? Și Părintele, nu. Ce înseamnă cunoștință? Și zic, nu știu. Păi cunoștința are trei trepte. Acumularea, înțelegerea și luminarea. Ai trecut prin aceste trei trepte, cunoștința nu te îngânfă. Ai sărit o treaptă, devin gânfat, pentru că nu ai înțeles. Te crezi luminat și tu, de fapt, nu ai înțeles lucrurile. Ai început, ai acumulat și nu ai înțeles lucrurile. Apoi, alt aspect foarte frumos. Cum să știm, Părinte, care e voia lui Dumnezeu? Adică vreau să fac ceva și nu știu dacă acest lucru este pe voia lui Dumnezeu. Știu că asta îmi trebuie mai acum și Părintele vorbea ca o altă părere și mi-a spus că nu știe. Și Părintele Adrian a zis foarte simplu. Zice, dacă ceea ce faci îți creează după aia o stare de smerenie, atunci, într-adevăr, a fost o voia lui Dumnezeu. Deci, practic, rezultatul a ceea ce ai făcut tu, dacă te smerește cumva și te duce într-o stare de smerenie, atunci clar a fost pe voia lui Dumnezeu. Și apoi alt lucru foarte frumos. Am întrebat. Se spune că conștiința este glasul lui Dumnezeu nou. Zic, Părinte, eu nu cred asta, pentru că nu se potrivește. Eu, în momentul când fac un păcat mic, încep să-mi vine tot felul de remușcări în cap și mă simt groaznic. Păi, eu zic, nu cred că ai conștiința, că Dumnezeu mă pedepsește pentru o chestie mică. Părintele zice, păi normal, aia nu e conștiința. Remușcările care te apar după un păcat.
Și zic, acum ce e conștiință? Și le-am dat un exemplu, că pentru că ești fizician, zicea, gândește cum a descoperit Mendeleev germaniu, elementul chimic. Zice, el se uita la tabel, a văzut siliciu, după care a văzut următorul element care se știa, dar ceva foarte fin îi spunea în capul lui că între siliciu și următorul element ar mai fi ceva. Ce e asta? Și eu zic, nu știu, baște, se numește intuiție. Deci avea ceva, deci ceva foarte fin în cap, în spate, îi spunea ceva. E, aia e glasul lui Dumnezeu un om. Acolo trebuie să te raportezi, dacă ai făcut un păcat sau nu. Da. Cam atât îmi aduc aminte. Sper că... Mulțumim. Cine dorește să le mai împărtășească? Răducu. Pe mine, Părintele, mă știa foarte mult că simțind o stare de angajare, adică de, cred că asta l-am, asta e o trăsătură care cumva distinge pe majoritatea, era foarte, foarte, prea din inimă, ca să zic așa. Eu l-am cunoscut cum am ascovit în 92 decembrie, am și acum dintre la 5 dimineața am ajuns la mănăstire și mai era un băiat. Și când l-am pus să citim, să zicem, Psalmul 50, eu nu știam, că nu mă dar a zis celălalt, gata, data viitoare am învățat. Și am învățat în seara respectivă. După care, în vara 93, m-a sunat lateral la Craiova că avea nevoie să umblăm pe niște hârtii aici. Și am trăit în sus de Bucurie, cum mă cheamă Părintele, să aleg după niște hârtii. Era Părintele Balaciu la scurt. Tăi mi-era gelos. Cum se duce la acolo, la București, în fine. M-am dus. Odată mergeam la Slobozia și mi-a zis, i-am zis că am uitat să luăm pâine și ne-a zis, luați inimile cu voi, știi, că era mai important asta, nu mai important. Am zis odată, când era prietul ăla la Balaciu, cineva a spus că aveam niște câini care se făcuseră nevoie de pe lângă fondamentul bisericii, lângă postament, ceva de genul ăsta și că nu se cade, că trebuie să păzim locul. Și Părintele mi-a zis, gândul de a sluji generațiilor viitoare este sfânt. Este de la Dumnezeu, adică angajarea în direcția asta. Și mi-a zis și ce a zis Alexandru Dumas fiul despre un critic care l-a criticat pe Taicăson. Și am zis, nu știu, e ca și cum ar fi făcut pipi într-un râu. Adică Taicăson era un râu mare și nu avea cum să-l... Mi se păcă foarte tare asta. Și era aplic, așa, mi-am ducat aminte de o fază când era Părintele Casian în chilie. Și am intrat în mijlocul unei discuții. Și Părintele Casian era în picioare și Părintele Adrian era jos și, bine, păi nu era Părintele Casian, era cantor. Și i-a zis, ai mai văzut câine rău ca mine? Mi-a zis Părinte. Și i-a zis, fratele, nu Părinte. Deci, dar ciudat că e câine, știi? Dar Părintele, dar câinele cu cât e mai rău, poate e mai bun. Și era într-adevăr așa, angajat. Ce mai avea o căsătorie particulară a Părintelui era că era preocupat de cunoaștere, de adevăr de cunoaștere, nu numai în sens teologic. La un moment dat zicea că i-am zis de crede și nu cercetat, era asta și a zis, nu, crede și cercetează. Și după aceea mi-a dat un verset care nu e din Evanghelia Apocrifă, de la Toma, mi se pare, nu știu, mi-a zis cineva că ar fi, că întreabă firul de iarbă și firul de iarbă va mărturisi despre mine. Era o învățătură preluată și mi-a... Și zicea că, asta a zis-o repetat, deci cu cât mai mult ești mai bine pregătit, cu atât mai bine poți să slujești oamenii. Cu cât slujești oamenii, cu atât mai mult iubești oamenii. Cu cât mai mult iubești oamenii, cu atât mai mult iubești pe Hristos. Și la o conferință m-a întrebat cineva dacă să se ducă la cursul să învețe foarte bine la medicină sau să se ducă seara la becerni, sau și sunt programul voluncesc. Și a zis Părintele, păi ce să facă Dumnezeu cu un doctor nepregătit? Adică dacă tu nu-ți faci treaba, adică cum vrei să... Și da, asta mi s-a părut foarte... Adică asta era direcția asta de angajare și de... Îi zicea că un migran poate să facă misiunea unde un monar nu poate să ajungă, prin clubul, prin locul ăsta mai... Na, laice, ca să zic așa, unde n-ai cum să ajungă o față bisericească.
Da, mi-am mai zis atât când iar o chestie care n-am mai întâlnit în altă parte, dânsul se considera preot în momentul în care slujea. În momentul în care nu slujea, nu se mai considera preot. Adică mi-a spus-o mai clar. Și odată mi-a mai zis, eram supărat pe el, și mi-a zis, crede-mă, domnule, sunt doar un instrument. Adică renunțase la... și asta mi s-a plăcut foarte tare, adică să te identifici cu vocația ta, să-ți faci să... Nu ți-a dau niște merite doar pentru faptul că ai ocupat o poziție, ci trebuie să-ți onorezi poziția și să faci ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Cam asta. Mulțumesc! Cine urmează? Alexandru? Da. Te rog. Așa, da, sigur. O să vă coboară așa din înălțile. Coboară-ne din înălțile. Pe mine ce m-a lovit cel mai mult a fost nesfârșită capacitatea părintelui de a modula învățătura la nivelul de pricepere și la nivelul la care era fiecare. Da? Dacă cu unii vorbea lucruri înalte, da? Dezvoltea din Sfântul Maxim sau locuri încrucite și grele din scripturi sau... Dar pentru cei care aveau nevoie strict de ghidaj sau de un sfat sau de a ieși din... Știa să se coboare, mi-amintește de tot timpul mi-a amintit de când vorbeam cu dumnealui, de pilda aceea cu Sfântul Antonie cel Mare și cu întinsul arcului cu ucenicii care l-a dat, dacă îl întinzi mai mult se poate rupe. Și atunci a trebuit să întinzi doar cât poate să ducă și doar cât poate să priceapă. Pe mine mă încurcau uneori stilul baroc al părintelui, așa cu înflorituri, cu istorisiri, pentru că pierdeam esențialul și îi ceream să stric la subiect și nu așa, nu? Da, și bunoară că după ce m-am însurat, veneam cu Andreea la părintele și avea o pedanterie să te așeze întotdeauna soția în partea stângă, în partea stângă a ta ca bărbat și nu țineam minte niciodată lucrul ăsta. Și mereu ne explica și data următoare când ne vedeam eram iar pădos, iar pur și simplu ne lua de umeri și ne rearanja. Și eram încurcat că nu țin minte lucrul ăsta și părintele, văzându-mi expresia de pe față, spune: așez-o în stânga ca să poți să apeși și să dai cu dreapta. N-a fost dat. Din clipa aceea am reținut. Nu m-am mai încurcat. Da. E din Sfântul Maxim? Deci aș zice, sau cum vorbea, am interceptat așa din zbor ce a spus Radu la un moment dat, că atunci când nu mai era în epitrahil, spune că nu se mai comporta ca preot. Eu aș spune că și când era în epitrahil, nu întotdeauna, pentru că avea mie cel puțin așa îmi mai spunea. Uite, nu o să-ți vorbesc ca un părinte duhovnicesc, ci ca un frate mai mare care a văzut mai multe în viață. Această delicatețe, și nu căuta să se impună, nu căuta, sigur avea, toți îi mersese vorba că e duhovnic aspru, dar cred că toți pot da mărturie că om mai dulce și mai, da, au fost niște ani binecuvântați în care, da, era la vârsta unei, nu că am fi acum, sau aș fi acum altfel, la unei copilării duhovnicești în care am fost purtați pe brațe și aveai sentimentul acela că, de fapt, părintele trăiește ca să se ocupe de tine și că te umplea cu toată dragostea lui și aveai sentimentul că trăiește, de fapt, pentru tine. Dar așa putea să dea mărturie această nesfârșită capacitate de a se jertfi și de a iubi pe fiecare în parte, fără rest. Pe mine asta m-a lovit constant cât am apucat să stau lângă dânsul. Și faptul că reușea să se coboare la nivelul de pricepere, atât cât era fiecare,
de acolo se cobora ca să te ridice. Și îmi amintesc că, era în perioada în care trăia Părintele Panvo și Părintele Panvo mai venea în București la domnul Dumitru și eu nu mă apropiasem foarte mult de dumnealui și juca teatru așa, Părintele făcea pe gelosul că până într-o zi că am venit trist și am bătut de la părintele Panvo și am venit la părintele Adrian și era la spovedanie și care era pricina în studenție, dar fiecare cultivăm lucrurile frumoase. Eu, de exemplu, mergeam la sala radio, aveam programe la concerte și părintele Panvo îmi spusese să nu te mai duci, ce e aia. Și pentru mine îmi luase micul idol. Și m-am dus la părintele Adrian aproape plângând de nervi și de supărare și de și părintele Adrian cu un tact cu atâta delicatețe, știi, a vrut să te încerce. Eu îți spun, du-te. Și acum a venit momentul ridicării. Dar să știi că în clipa în care o să lași altele ca să te duci acolo, este patimă. Da. Da. Acum, da, fiecare poate să depună mărturie pentru tot ce a putut să facă și ce a însemnat părintele. Da, cam asta am auzit. Și încă la mulți ani, părinte, de Sfinții Adrian și Natalia. Părintele așa, când zâmbet, nu-i treaba ta. Ce-i treaba mea, cât ani îi dă Dumnezeu. Da. Și modul în care spunea, nu era... mai mult îți doreai să-l iei în brațe atunci și să... Da, așa e. Adrian? Da. Ești în poziție. Bună seara. Pentru cei care nu mă cunosc, dar și pentru ceilalți, sunt Adrian Popa. Și mi-a venit în minte o întâmplare petrecută cu părintele Adrian, care cuprinde toate virtuțile astea. Eram de curând intrat în biserică, să spun așa. Mă spovedisea părintea Sofia, apoi am ajuns printr-un complex de împrejurări la părintele Adrian și i-am tot spus că în tinerețile zbuciumate am făcut yoga. Eram îndreptat către toate practicile astea orientale. Și stă, se gândește și i-am povestit o întâmplare cu un grup în care umplam. Și s-a întâmplat o chestie pe care eu am perceput-o și chiar a fost ca o schimbare a numelui. Și i-am povestit asta părintelui Adrian cu mult în amănunt. M-a ascultat cu mare atenție, te duci, îl cauți pe părintele Mihail, să-ți facă mirungere. Să-ți refacă mirungere. Am înghețat. Ceea ce am și făcut. M-am dus, l-am găsit pe părintele Mihail și m-am dus, părinte, vedeți, care-ți părintele Adrian, să vin să-mi faceți mirungere. Să-mi refaceți mirungere. Părintele Mihail a zis, hai să mai vorbim despre asta. Vino mâine, poi mine. Când am venit, nu știu dacă mai țineți minte, am venit la un timp, părintele Mihail m-a luat direct, m-a băgat în paraclis. Au fost, nu numai cam ce s-a întâmplat după Vișește, dar ce s-a întâmplat ca simțire. Am avut niște zile după aceea, nu v-am mai spus, minunate. Deci așa o înțelegere a credinței și niște lucruri foarte clare. Dom'le, asta trebuie să faci. Cred că am scăpat de multe lucruri atunci. Da. Și mai îmi vine în minte o întâmplare, cum era părintele Mititel, așa, a ieșit din paraclis și urca treptele spre biserica în timp și m-a luat de braț. Eu am oferit brațul acolo, urcam împreună și spune să oprește. Și zice, când o să fii ca mine, și eu o să te ajut. Și i-am zis, să știți că așa e, părinte. Și i-am văzut zâmbetul ăla pe față care îți umplea ziua și viața. Și iarăși a treia întâmplare și ultima, promit, cu părintele Adrian, ne căsătorisem și ne mutasem
într-un apartament, într-un bloc care avea o alee foarte lungă până la intrarea mea. Și părintele Adrian, foarte îngustă aleea, părintele Adrian se ținea de mine, mergeam așa cu pas mic să ne facă sfeștanie acasă. Și la un moment dat, din partea cealaltă, venea o doamnă cu un câine, plimba un câine. Părintele Adrian mă trage așa de mână, ne dăm într-o parte să o lăsăm să treacă. Femeia făstăcită, era un preot bătrân, respectabil, trece și am crezut că mă pune iar pe direcție să mergem. Am mai stat un pic. A chemat-o și pe Tania, pe soția mea, să îndepărtase femeia. Nu vă faceți rob la animale. Da, da. Am reținut, n-am ascultat, dar am reținut și n-am putut uita lucrul ăsta. Da. Mulțumesc frumos! No, ce și să păstrăm timp să și gustăm. Da, da, da. Am zis că ne încadrăm până la 8. Și Ștefan, poate și Daniu vrea să ne spune ceva. Da, da, da. Daniu vrea să-i dau. Ștefan a vorbit. Care Ștefan? Da. Daniu, te rog frumos să-i părtășește. Eu o să zic un scurt cuvânt legat de faptul că am fost scriitorul cărții viață în mărturia mea. Pentru mine a fost așa o mare bucurie să primesc interviurile făcute de Andrei, mai ales că părintele nu era iubitor de faimă și de interviuri. Și vă mărturisesc că titlul acesta, Viața mea, mărturia mea pe care l-am ales, cred că ar trebui să fie pe viața fiecăruia dintre noi. Adică noi murim peste cine știe câți ani de Dumnezeu și de fapt să înțelegem că singura mărturie adevărată este viața noastră. Spre deosebire de părintele Adrian, acesta este cărticit la interviul lui Andrei, spre deosebire de noi, părintele Adrian mărturisea prin viața lui. Noi, fiecare, la parohile unde lucrăm sau părinții, încercăm să dăm mărturie prin cuvintele noastre, dar nu ține și noi constatăm că nu ține și vedem că e pustie mărturia noastră și nu înțelegem de ce. Există în perioada de închisoare a părintelui Adrian un moment foarte, foarte dur pe care nu l-am văzut niciunde menționat și m-am gândit că poate e bine să nu mărturisesc nici eu la a doua mână, părintele l-a spus în apropiata mea. Și am rămas totuși uimit din ce iad a venit părintele și totuși o traumă atât de puternică cum l-a luminat Dumnezeu să fie pâine caldă pentru oameni. Eu vă mărturisesc că recordul de duhovnicie în cazul părintelui Adrian pentru mine a fost Coada Calciu. Poate unii o cunoașteți, unii știți cartea, cum am văzut Raiul. Ada Calciu, dacă venea la 80% poate din duhovnicii bătrâni, ar fi tratat-o mult mai circunspect și cu femeia asta vopsită, cu unghii făcute, cu nu știu ce ori. Părintele a știut să se pună la mintea ei și să facă dintr-o doctoriță care văzuse moartea cu ochii fiind în comă și cum Dumnezeu a scos un chin minunat, o mărturisitoare a lui. Practic, părintele Adrian avea această harismă de a scoate ce mai bun în tine, ce mai frumos în tine. Există duhovnici cu viață sfântă care totuși nu pun pecete asupra ta, se ascund în rugăciune, în smerenie și te lasă, vrei să faci un pas pe Hristos, te lasă, vrei să faci 5, te lasă 5, dar nu se implică. Da. Poți simțeai pur și simplu că părintele Adrian era un haiduc. Da, da. Și cred că e nevoie ca cei din biserică să aibă curajul atitudinii. Părintele Iustin Puvius zicea că în România este epidemie de smerenie. De falsă smerenie. Și de fapt noi justificăm faptul că nu avem atitudine prin faptul că suntem foarte duhovniciți. Ori în realitate, noi nu avem curajul atitudinii pentru că atitudinea poate aduce jertfă. Îmi spune cineva, uite, am avut discuții la Metropolie, sunt consilierii tulburați că Timișoara va fi nu doar capitală europeană, vor să o transforme în capitală LGBT și nu știu unii consilieri pe acolo ce să facem, cum să facem, când eu le-am zis de ani de zile că trebuie să ne implicăm în mărturie, în direcția asta, în apărarea familiei, pentru că dacă nu facem, s-ar putea să ne trezim prea târziu, cum ziceau părintele Adrian, pe caz de noapte, că să nu terminate. Și doar esența duhovnicească ne-a rămas. Eu am venit aici să vă cunosc, să văd mărturii despre părintele Adrian, așteptând poate să văd mai mulți pe care noi am văzut, ne-am cunoscut, să văd că părintele trăiește într-un fel că pe geta pe care a pus-o în sufletele ucenicilor este vie.
Când am tipărit această carte, așteptam nu mai multe ecouri, așteptam ca oamenii să știe să-și asume o mărturie de genul ăsta, mai ales că venea de la un părinte care în timpul vieții fusese cât mai retras, n-a vrut să se expună mediatic sau așa. Am rămas surprins. Vă dau un exemplu. Iubiți Antimu. Ați auzit de rugat de părintele Ivan Culăghin? Dacă câți dintre voi știți că Ivan Culăghin a venit în România ca ucenic al unui sfânt? Ridicați mâna cât știți asta. O treime sau poate nici atât. Înțelegeți? E vorba de mitropolitul Nicolae al Rostovului, care fusese condamnat la moarte și în fața plutonului de execuție au tras soldații și au căzut cadavre peste el. Și mitropolitul Nicolae a supraviețuit, a fost ascuns de creștini până au venit nemții în zona respectivă și a reluat scaunul episcopal. Apoi, pentru că s-a retras în Odessa și apoi în România, biserica rusă n-a mai cercetat viața lui. Dar există mărturii. O vreme a trăit în lagăr mâncând brusturi. Niște brusturi care nu se puteau curăța, aveau niște țepe. Ei așeză foarte mare, nevoință foarte mare și a venit cu duhovnicul lui Ivan Culăghin aici. Ori ar fi trebuit ca cine iubește Antimu să meargă la Cernica, la mormântul lui Sfântului Mărturisitor Nicolae Rostovului și să-i ceară rugăciunile. Ori noi nu știm să-i prețuim nici pe sfinții care au trăit lângă noi. Am rămas tot așa surprins când am tipărit viața primului sfânt român canonizat, sfânt al închisorilor, canonizat de Biserica Ucrainei, Sfântul Iurg din Oglea. Sfânt făcător de minuni din timpul vieții, cu sfinte moaște, întregi, neputrezite. Mă așteptam la clipa care apare o carte despre mare sfânt canonizat, deci nu mai pot zice că nu știm. E canonizat făcător de minuni din timpul vieții cu moaște întregi. Ecourile să fie aproape zero. Și nu mi-explic de ce. Și cred că până la urmă am ales să trăim o credință căldicivă, credință comodă, până și cei care ne considerăm pe baricada conservatoare. Adică luăm practic din predania bisericii fix ce ne trebuie ca să rămânem noi cu rodeala noastră spovedanie, împărtășanie și atât. Adică m-aș fi bucurat ca marii noștri duhovnici să aibă cu adevărat urmași care să ducă mai departe mărturia lor. Întreabă părintele Tanase, întreabă părintele Iustin, băi, ce? De ce n-a lăsat părintele Iustin urmași de măsura lui? Din păcate, cred că cei care am trăit aproape de părinți cu viața sfântă, n-am știut să le călcăm pe urme. Și problema noastră, da. Exact. Și părintele Duhovnic, care e caracterizată prin două cuvinte, fără mie. Adică cam așa ne-am purtat mulți dintre noi cu părintele, că nu am înțeles, n-am reușit să ajungem la... Și nici pe părintele Adrian, nici pe părintele Iustin, nici pe părintele Osenie. Și practic să știți că vremurile pe care le trăim cer mărturia noastră. Adică nu mai ține, înțelegeți? Noi de ajuns să zicem părintele Iustin a zis, părintele Adrian, noi am aflat trei apoftegme și cinci cuvinte de folos. Nu. Noi trebuie să trăim altfel, pentru că dacă noi nu ducem mai departe mărturia lor jertfenică, o să ne ceară Dumnezeu stăpâneală, pentru că i-am iubit, am stat aproape de ei, îi spuneam părintele Mihai înainte de întâlnire. Pe mine m-a surprins părintele Adrian, mi-a dat o ascultare, să scrie o carte, cea mai tare carte teologică din, îmi făceam cu ce pe România, Rusia, Grecia, Serbia, așa părățele. Și omul meu acolo nu venea să cred că un părinte are curajul de a da o astfel binecuvântare, o carte pe care nu m-am vrut să o scriu, din anumite ispite, dar recunosc că am simțit un leu care vrea să crească un pui de leu. Și chiar dacă, poate că dacă aș fi scris cartea, n-aș fi povestit întâmplarea, vă povestesc tocmai că spre sânda mea n-a scris-o, m-a bucurat elanul și curajul lui, băi, ia din energia asta, ia din puterea asta, luptă, fă! Ori, dacă îl iubiți pe părintele Adrian, iubiți-l până la capăt. În sensul că noi, de exemplu, vrem să apărăm valorile bisericii, credința, suntem împotriva căsătorilor homosexuale, etc. Dar puțini dintre noi avem curajul de a da această mărturie dacă riscăm să ne pierdem locul de muncă, să ajungem o lună la închisoare. Adică, de fapt, mărturia noastră creștină și a mea, în primul rând, eu vă spun că
mi-aș dori să fiu ortodox și nu să mă doare sufletul că nu sunt ortodox. Și e greu cuvântul. Și spun și duhovnicului că mă apasă foarte tare. E ușor să fii ortodox la nivel teoretic, să știi 10 dogme și 16 canoane, dar viața ta nu e o viață ortodoxă. Și într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult chestia asta cu judeci după smerenie lucrarea duhovnicească pe care o ai. Smerenia ne lipsește, elanul ne lipsește, dar marea minune este că avem acești sfinți. Și părintele zicea că la bătrânețul ăsta ajut eu pe tine, îl zicea în stilul lui de glumă, dar de fapt era un cuvânt foarte, foarte serios. Da. Cum ziceam părintele lui Stimbru, și o să mai lungesc puțin cuvântul, mă uitați, că acum nu știam dacă să vorbesc, dar mi-e dragi tot ce acești părinți. Cum ziceam părintele lui Stimbru, merg în fața cu crucea și duc în spate poporul român. Așa zicea Sfântul Gavril în Georgia, eu duc în spatele meu jumate din poporul credincios. Cuvinte absolut nebunești, cum să zici așa? Dar ei așa trăiau, înțelegeți? Da, Sfântul Gavril, moaște făcător de mine. Ei așa au trăit, au avut o conștiință nebună, de dragoste nebună, pe care o puteți găsi, de exemplu, citind ultimul volum de scrisori al lui Gheorghe Ionosif, de la editura bizantină. Dacă citiți Mărturii în viața monahală, vedeți un Gheorghe Ionosif foarte ascetic, foarte aspru, foarte dur, să zic, într-un fel, pe linia de nevoință a părintelui Adrian, și dacă citiți ultimul volum, rămâneți șocat să vedeți câtă dragoste de aproapele, de mireni, cum se roagă, cum își pune sufletul, rărunchii mei, dragostea mea, fără. Deci eu vă spun că a rămas șocat, mă gândeam câți tați își iubesc copiii, cum iubea Gheorghe Ionosif pe cei cărora le scria. Ori, acești părinți, acești titani, vor să ne țină de mână. Și închei referindu-mă la cinstirea lor înainte de canonizare. O idee care mie mi-e foarte dragă. Și părintele Adrian nu era dragă, dar trebuie insistat chiar dacă lui nu era dragă. Pentru că face parte din tradiția bisericii. În tradiția bisericii ortodoxe, cinstirea sfinților mucenici se face din ceasul morții lor. Deci nu la o zi după. Exista în Grecia, ocupată de turci, un canon de rugăciune în care poporul credincios nu a completat numele mucenicului. A murit azi Alexandru. Pe loc începea citirea canonului de rugăciune către Sfântul Mucenic Alexandru. A murit azi Agripina? Pac! Din ceasul morții Agripina era pomenită ca sfântă. De ce? Pentru că ea făcea parte din biserică, comunitatea o știa, ea acolo se spovedea. A murit ucisă de musulman pentru Hristos? Este sfântă. Dar biserica cinstește și pe mărturisitori, nu doar pe mucenici. Pentru că dacă citiți viața Sfintei Mari Mucenițe Tecla, e mare mucință, dar vedeți că i-a supraviețuit ani de zile după torturile din vremea prigoanelor. Ani de zile. Și a murit la bătrânețe. Ori, părintele Adrian este un mărturisitor, părintele Adrian este sfânt și cei care îl iubiți trebuie să depășiți puțin baricada aceasta. Părintele m-a iubit atât de mult, părintele mi-a fost contat. Să înțelegeți că părintele este sfânt și că vă poate ajuta, mai ales în momentul în care ați fost ucenici, să vă scoate din căldiceala în care trăiți. O să vă spun o minune făcută la un an de la parastasul, de la mormântarea părintelui Sofian, ca să fac referire la a doua minune care e legată. Povesteam la o mănăstire lângă Sălaj, cum, când s-a împlinit un an de la dormirea părintelui Sofian, părintele Aldea pe care le știți, a pus să fie pictată prima icoană a părintelui Sofian. O parte știți minunea, o zic pentru cei care nu știu. Icoana a fost pictată, părintele ține icoana în altar, n-a spus la nimeni dintre credincioși ca să nu se tulbure, că unii poate credeau că e o greșeală, deși teologic era corect. A avut icoana, a ținut în timpul slujbei și l-a miruit, vine o femeie plângând. Părinte, sunt nebună! Ce aveți, doamnă? Părinte, sunt nebună! De ce, doamnă? Eu știu că părintele Sofian a murit ca slujit și dumneavoastră la mormântarea lui. Da, doamnă, așa e. Păi da, eu l-am văzut astăzi slujind cu dumneavoastră. Pentru că era lume la miruit, părinte, doamnă, stați deoparte și vorbim când se termină miruit. Se mai miruiesc cât mai... Se mai miruiesc că apare altă femeie. Vai, părinte, ce mă bucur că am venit azi la biserica dumneavoastră, aici la biserică. De ce, doamnă? Și păi știți, eu am auzit un zvon, că ar fi murit părintele Sofian. Da, așa m-am bucurat să vin aici și să-l văd astăzi slujim cu dumneavoastră. Și atunci părintele mi-a pus față în față pe cele două femei, ca să-și dea seama că nici prima doamnă nebună, nici a doua nu avea halucinații și s-a arătat clar părintele Sofian. Cum s-a arătat și Sfântul Nectarie, sfârșit de mână cu părintele Fliotei Zărbacă și au mai fost arătări
în istoria bisericească similă. Povestesc asta la o conferință pe care a fost la o mănăstire și m-a impresionat părintele stareț care și-a dat rama pe față, spunând o chestie foarte intimă din viața sa duhovnicească, zice, dacă e așa, hai să vă spun și eu ceva. Un părinte tânăr, Mina de la Mănăstirea Bogota, sper să și scrie mărturia asta ca să fie inclusă în dosarul de canonizare al părintelui Sofia. Vine părintele și zice, știți, pentru mine viața de călugăr a fost mai ușoară decât viața de familie, decât viața în familie. Zice că am avut un tată foarte aspru și era greu acasă, probleme. Când m-am călugărit, am scăpat de greutăți. Zice, dar cu toate astea am avut o ispită, o mare ispită, n-am vrut să zic pe care, care m-a luptat multă vreme. Până când, odată, trebuia să-l sprijine pe părintele Sofian, vreme de câțiva metri, nu mai țin minte la ce mănăstire, erau niște scări, și era o distanță între balustradă, deci mai trebuia să sprijine părintele Sofian puțin, zice, și am întins brațul să sprijine părintele Sofian de mine. Zice, în clipa în care părintele Sofian m-a atins, a intrat din el un curent în mine, deci și ispita m-a părăsit și de atunci până acum, ăți ani au trecut, ce nu, s-a mai apropiat ispita de mine. Lucrurile astea sunt clar ca în viețile sfinților. Clar ca în viețile, știți, că mai găsiți sfinți, pune mâna pe gâtul meu și se va ridica ispita cu fii, făceau așa și se întâmpla. Părintele Sofia n-a zis nimic prin gură. S-a rugat și părintele, care duce o viață curată și de nevoință, a scăpat de o patimă. Ori, noi trebuie să iubim și trebuie să-i cinstim. Să înțelegem că dacă noi o să fim sinceri și o să-i rugăm să ne ajute să ne schimbăm viețile, ei o să facă minuni cu noi. Cea mai mare minune e schimbarea vieții. Nu să facem minuni ca sfinții contemporani. Nu, nu, nu. Să fim cu adevărat lui Hristos. Să mergem pe Duhul noilor ucenici și mărturitori. Să rămânem în Duhul părintelui Adrian, care era foarte, foarte ferm, era și foarte blând, era și ca o sabie, cu rătăcirile, cu minciunile, cu compromisurile. Ori, dacă noi vom rămâne ai lor, eu o să ne sprijine și la bătrânețe. Înainte de a încheia, eu aș vrea că tu să vină și o fică dornicească a părintelui să-i spună două mai curajoasă. Da? Este cineva? O fică domnicească. Dacă nu, noi cu supărare. Poate să vină toate. Poate să vină toate. Păi, dacă nu, vă propun să închidem aici, da? Este cineva care vrea să ne împărtășească două vorbe? Eu? Păi. Hai, Tania, hai. Nu, vină mai aproape. Nu vedem. Tania este acolo președinte așezământului, deci te rog, hai, te rog, mă bucur de aici. Soare, ăsta scoate domnul Dumitru o crăticioară cu sarmale. Zice, mănâncă. Zice, domnul Dumitru, mănâncă, fără nicio explicație. Și cum era dânsul așa, cum voia să fie foarte categoric. Și am mâncat sarmale. Și astea sunt de la părintele Adrian și părintele a zis să mâncăm asta pe drum astăzi. Mi-a dat pe... Da. Și așa încă așa de la spovedanie, părintele aveam deja copii, și spunea, mă rog, îi spunea că mai tragem așa cu palmă, mai om de păr, mai... Și părintele se necășea foarte tare când îi spuneam lucrul ăsta, chiar se întrista de fiecare dată când și se oprea așa, se uita adânc așa la noi, la mine și spunea, păi dacă voi faceți așa cu copiii voștri, atunci Domnul care, voi nu greșiți, ce facem? Nu apelăm la mila lui, la... asta era așa de fiecare dată. Ținea foarte mult la lucrul ăsta, să nu-i batem pe copii, să-i batem. Nu-i băteam o palmă, sau, dar nici măcar asta, că explicam, părinte, dar nu cu cureaua, nu vă imaginați, că doar o palmă la fund, sau un pic tras de păr, sau... Nu, deci chiar era categoric așa cu lucrul ăsta, părintele, legat de copii și de... Da, asta. Mă iertați că asta cu copiii legat, mă iertați că nu vreau să vă mai țin,
legat de copii, tot și noi, tot așa, îi mai atingeam, că făceau prea multe, adică... sunt și... copii, mai sunt copii de aici prin stradă, nu? Mai sunt. Și... voi să închideți ochii aici. Ne spunea, mi-a spus așa, și cu asta chiar am încheiat cu pedepsele astea aplicate, zice, dacă atâta poți tu, asta e, și s-a supărat. Că a spus că s-a supărat. Într-adevăr, când auzea că nu te controlezi sau... Dom'le, poți mai mult, adică. Ați înțeles? Tu poți mai mult. Deci dacă atâta poți tu, și gata, încheie. Dar atunci gata. Înseamnă că trebuie să schimbăm metodele. Adică nu vorbeam, știa unde să aplice vorba, sfatul, tot. Asta era. Cu câteva cuvinte înțelegeai tot. Da. Și așa ca o sugestie pentru organizatori, ar fi tare frumos și bine să ne vedem și la Balaciu. E titoria dânsului acolo. Nu știu, poate la anul, poate... Dar cred că ar fi un... Părintele s-ar bucura foarte așa mult. Cinstea și memoria dânsului, să ne vedem și la Balaciu. Pentru că dânsul mult s-a rugat și a plâns ca și acolo să fie ceva. Nu știu dacă... Aveți dreptate. Foarte bine. Este sugestia și vă mulțumesc frumos. Mulțumim pe noi. Aș vrea să mai adaug eu ceva. Și probabil știți și dumneavoastră, Părintele Adrian a reușit să adune și medici și psihologi și, iată, clerici dintre noi și să facă împreună cu domnul dr. Pavel Chirilă niște colocvii, să zicem, la dânsul voluntar. Ați participat, vă mai aduceți aminte? Da. Exact pe tema asta, vindecării, a vindecării integrale. Adică și domnul doctor Pavel Chirilă a fost unul dintre primii, să zicem, medici creștini, cel puțin care pe mine m-au luminat, m-au îndrumat în înțelegerea bolilor ca având sau ca fiind niște consecințe cu cauze spirituale, întâi de toate, adică păcatele, dezordinea interioară, dezordinea sufletească, da? Care duce și la dezordine trupească și la fel și fel de dereglări în plan fizic, după ce mai întâi omul s-a dereglat, să zicem, în planul voinței, al vieții morale, al vieții care îi arată poziția sau starea lui față de Dumnezeu și față de fire, față de natura pe care ne-a pus-o Dumnezeu ca o matrice, să o respectăm, să ne dezvoltăm în ea, înnobilând-o. Da? Deci, Părintele Adrian avea această înțelegere și că păcatele conduc la aceste boli, la aceste dereglări sufletești și trupești, iar vindecarea, care e un proces, nu înseamnă numai revenirea la o stare armonioasă, de bunăstare, sufletească, trupească, culturală, spirituală și socială chiar. Și este și o luptă cu diavolul. Pentru că unele boli apar și din decăderea firii omenești și libera alegerea noastră, care cade spre păcat, dar altele apar și din invidia sau din răutatea diavolului. Și de aceea și Părintele Adrian insista, că de multe ori zicea, ce cred că la fiecare spovedanie ar trebui să întrebăm pe credincioși te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui? Adică să vină cu o mărturie fermă a lepădării de păcate. Așa, de fapt, ar trebui. Pentru că, de multe ori, spovedania a devenit un act formal, mă mai duc, mai fac un inventar de păcate și îmi șterg răbojul ca să am unde să mai adaug după aia. Nu, la fiecare, pentru că spovedania făcută în felul ăsta, ca o naștere din nou de la Duhul Sfânt, nu ca al doilea botez, cum e văzută de Sfinții Părinți, chiar poate înnoi sufletul și trupul omului. Poate fi un început al unei vindecări, rapide. Și am cunoscut
oameni care, într-adevăr, după o spovedanie, după, cum zicea Părintele Adrian, după o scărmănare bine la Părintele Adrian, s-au vindecat și de boli trupești foarte grave, unele incurabile. Da? Și odată că omul își recăpătea încrederea în Dumnezeu, nădejdea pierdută, faptul că până atunci nici n-a evaluat cum trebuie relația cu Dumnezeu și era așa prea formal, credea că Dumnezeu e tolerant cu el, e un fel de păpușă, da, bună de invocat doar când îți e bine. Ori, iată că spovedania o vedea Părintele Adrian ca un proces important, sau un element important în procesul terapeutic al vindecării și de boli sufletești și trupești. Da? Și de aceea insista și pe gesturi simple, cum e închinarea, semnul Sfintei Cruci. Să-l faci corect. Cum te vedea că bați cobza, îți dădea cu crucea peste mână și zicea, tu faci crucea de râs, să-l faci pe Hristos de râs. Și cum vrei să te ajute Hristos când tu nici crucea Lui nu faci ca lumea? Și celelalte, de aceea era foarte riguros în păstrarea rânduielilor, cum ziceam, de viață liturgică, de viață morală și de viață de rugăciune, da? Să ne ajute Dumnezeu să îi urmăm și noi, Părintele Adrian, să ne lumineze, să ne întărească și pe noi cu curaj, cu demnitate, cum a zis și Danion, să ținem mărturia credinței prin fapte și prin cuvinte, care să fie de folos în lumea asta atât de amețită și de tulbure. Dumnezeu să ne ajute. Amin, să rămână pentru voi încheia cu ce a spus Părintele Ioachim sâmbătă la Parastas, da? Și anume, zice, după ce se dă foarte frumos slujba Parastasului afară la Părinte, acolo la cruce, zice, acum continuăm Parastasul înăuntru. Așa vă invităm și noi să servim ceva împreună cu toți. Mulțumim foarte mult! Mulțumim și noi! Să rămână tare!